nou vlog și astăzi vom începe să facem niște coliere bruțe sau inele din elastice. Aceasta este colierul meu făcut foarte, foarte greu. Am învățat să facem altă dată și vreau să începem de mai cel mai încet până la cel mai greu. Adică cel mai ușor până la cel mai greu. Scuzați-mă. Așa. Și vreau să vă prezint și colecția mea de până acum de elastice. Așa. Vom începe. Mai întâi vreau să vă arăt colecția. Vom începe cu colierul ăsta care l-am făcut abia ieri și a durat foarte, foarte mult. Eu nu știu ce făceam greșit, dar vom învăța și pe voi dacă vreți să învățați. Bine, stai să vă arăt setul meu preferat de-a doilea, că ăsta îmi place și mai mult și setul ăsta. Stai. Colier, un inel și o brățară super faină. Așa, hai să începem cu altele. Deci am făcut două așa, pentru că vreau să dau una la prietenă și una în a mea. Și am făcut și două așa. Vreau să dau una la prietenă și una mea. Un inel alb-negru. Un inel sau mai mult brățar. Stai să vedem. O brățar, dar că uitați cum se vede aici. Cam stil de albină. Suport, nu, accesoriu pentru pix. Vă învăț în alt vlog. Asta este din setul de la pungă. O brățară mai largă, așa. Colier, care este costia. Foarte fain. Brățara hashtag contra război. Să câștige cumva Ucraina. Dacă sunt... Dacă aș face așa cumva un magazin de brățara de astea, și ar veni un ucrainean să-l lasă de la lua. Doar țara lui, nu? Nu ar lua așa ceva? Doar dacă ar vrea să iei o brățară. Bine, uitați încă un colier cu steluță. Colier. Accesori pentru pix și... brățar. Eu vreau să fac o colier. Nu așa, ci așa. Doar ca alte culori. Știți? Și că o colierul se face exact ca brățara sau ca inelul, știți? Doar că puteți să faceți cu două elastice sau cu trei. Eu fac mereu cu trei ca să fie mult mai groase. Hai să vă arăt și setul meu. Asta, cam atâtea elastice am. Negru l-am folosit mai mult și o să trebuie să-mi iau de pungi. Și pe acest accesoriu am făcut asta. Bine. Le vom avea nevoie de câteva elastice și un cuietor. Dacă vreți să faceți cu steluță cumva, vă trebuie două cuietori. Dar eu vă învăț să faceți numai așa, fără steluță. Poate n-am pe steluță. Bine, haideți să începem cu o culoare. Acum nu mai o sortez sau ce fel să fac. Să fac cumva... Italia! Vreau să fac cu verde, alb și roșu. Adică. Vă facem un colier. Verdele nu am închis. Așa. Deci mai întâi. Trebuie să facem ca un 8 sau semnul infinitului pe degetele acestea două. Da? După aia mai luăm un elastic orice culoare vreți. Eu vreau să fac cu schema Italia. A doua țară cea mai preferată cumva sau a treia. Cred că a doua. Îmi place Franța și Italia la fel de mult. După aia pun asta și dacă vrea să faceți numai două, trebuie să dăm așa. După aia așa. De eu fac cu trei și cu trei o să ies mult mai fain. Așa. Stai să-mi iau unde ăsta, nu știu cum se cheamă. Dacă nu puteți să-l luați și cu degetele, dar mie e mai ușor. Deci, ultima. Vedeți? Ultima. Ultimul elastic. Trebuie să-l dăm peste cele două. Așa, te să arăte, stai. Și după aia tot la fel. Aici. Stați. Cam așa te să arăte la voi. Așa, stați. Eu dat-o mai jos pentru a avea mai mult spațiu. După aia, dacă faceți cu două, mai
este un elastic mereu. Dar eu dacă fac cu 3, o să trebuiască 3 elastici. Așa. După aia trebuie să punem ăsta. A, dar să am voi, hai să vă zic ceva. Păi doar prima dată face semnul infinitului sau 8-ul, cum a făcut prima dată. După aia continuă simplu, cam așa. Adică, stai. Așa. Așa. Deci după aia trebuie tot ultimul să dăm peste cele două din față. Și cam tot așa, dar vă voi arăta încă un pic, că poate n-ați înțeles. Puteți să dați în eroare dacă n-ați înțeles. Și na, așa, da? Abia aștept să facem un următor vlog care să facem accesorii pentru Pix și ultimul poate să fie o brățară mai specială. Dar vreau să învăț mai multe feluri de brățări speciale. Știți, ca să, na, aveți și voi mai multe în colecția voastră. Vreau să fac și un câine din elastice sau așa, care vă trebuie un suport, dar nu reușesc să fac eu undeva. Așa. Voi da un pic pe pauză, ca să nu vă plictiseți. Dar o să mai fac un pic doar să vedeți. Dacă nu știți ceva, nu aveți o lămurire, să mă întrebați în comentarii, nu știu dacă sunt desactivate, dar nu sunt desactivate chiar dacă nu fac nimic. Mi se pare că YouTube-ul face. Așa. Deci, ultimul, pune peste cele două din față. Și tot așa. Dacă nu înțelegeți, v-am mai zis o dată. am uitat ceva foarte important, dacă nu faceți, adică orice om care se uită pe canalul meu trebuie să dai subscribe pe clopoțel ca să vedeți mai multe modificări sau video noi și un like mă ajută foarte mult și pe voi nu vă costă nimic, nici pe mine, dar puteți să dați un like că mi-ar plăcea foarte mult ca un cadou din partea voastră. Cel mai frumos cadou să dați like sau subscribe. Așa, clopoțel. Am făcut acum toată partea verde. Acum hai să începem cu alb. Cum facem mereu? Tot continuăm. Dar hai să vă mai arăt puțin ăsta. Știți, în setul de fungi aveți niște praști. Stați, cam ăsta. Deci am ca ăsta, ca o praști, dar arată altfel. Și am auzit că puteți faceți și pe ăsta, și pe degete, și pe praștia aia, o brățară cam la fel. Asta, așa știu. Ăsta e inel. Și eu fac pe degete. În primul rând mi se pare mai ușor, în a doilea rând pe praștea aia nu prea mi-e cum am ieșit, în a treilea rând de ce să mă complic chiar dacă am ăsta în timp ce pot să fac pe degete, nu? Bine, și tot continuăm cu alb, desigur. Am uitat ce culoare aveți voi. Nu trebuie să faceți la fel, eu vă arăt un exemplu. What? 2, 3, go! Uitați, am terminat și cu alb. Ultima culoare este săpat tobele. Red, adică roșu. Și cum facem mereu tot așa, adică dacă adăugăm o culoare în plus, care nu am mai fost până acum, nu se schimbă nimic. Și voi vă arăta cum se pun încheieturile, adică stați, săuri, o încheietoare la colier. E ca un său, doar că eu zic un cuietor. Haideți să începem, stați. Să pun mai așa. Poate vă țin prea mult la vlog, îmi cer scuze dacă vă pierd timp, dar v-am mai zis, dați un like.
subscribe și clopoțel. Nu are nicio legătură cu ce am zis eu, dar mă va bucura foarte mult acest fapt. Asta e soarele meu de aici. Cum fac pozele chinezi, adică cum fac un om mai mare, îl mai departe și un bebeluș se naște cumva de mână. Sunt niște chestii, niște poze foarte, foarte tari, care oricum trebuie editate, dar sunt foarte faine. Nu știu dacă știți, sunt cumva niște poze mai interesante. Dar vreau să vă întreb ceva, să scrieți în comentarii. Voi ce vreți să deveniți când veți fi mai mari? Eu vreau să fiu IT-istă. Mai mult vreau polițistă, dar parcă îmi doresc mai mult IT-istă. Așa și l-am făcut. Acum, vedeți cele două elastice sau un elastic. Dacă ați făcut pe două, înseamnă că trebuie să fie doar un elastic. Eu am făcut cu trei.